Neața plăcării și bine v-am găsit pe Jack Channel. În mica mea peșteră improvizată, temporară, bineînțeles, și momentan topesc niște chiatre. Pentru că avem nevoie de treaba asta. O să vedeți acum de ce. Deci, cât timp ați fost voi plecați, adică din la ultimul episod până acum, am mai tăiat o bucată din muntele ăsta. O bucată însemnând cam atât. Deci, tot muntele ăla, toată bucata asta de aici, plus toată chestia asta. Și acum vreau să încep. Hai, boost, intră. Așa. Vreau să încep să fac. Am făcut un fel de planificare în gândul meu. Să mergem un pic. De fapt, nu. Întâi vreau să mergem să iau piatra. O să avem nevoie de ceva piatra aici. Am să vă explic acum de ce. Vreau să iau piatra de aici, care am strâns-o de la munte. Bine, asta e doar o parte din ea. Ok. Și... Oh, ușor. Acum să ne întoarcem acolo ca să vă explic... Oh, ce se întâmplă? Să ne întoarcem acolo ca să vă explic ce vrem să facem. Hai să mergem direct sus. Acum putem să începem teoretic construcțiile. Ah, ce-mi place să folosesc treaba asta. Deci, aici sus, am să întind un pic zona asta, dar nu acum. Acum doar vă spun ce vreau să fac. Am să întind un pic zona asta, adică am să tot fac treaba asta să fie așa mai mare. Am să pun ca un fel de pătură. Așa, să iau niște pământ în mână. Așa, mă rog. Peste tot. Pe o bucată un pic mai mare pe aici. Ca să am spațiu să fac castelul ăla. Și aici jos. Nu am să vă spun prea multe pentru că nu vreau să știți chiar tot ce am să fac eu pe aici. Vreau să păstrez câteva surprize. Dar ce vom face astăzi este vom deghiza zidul ăsta ca să fie așa un fel de fortificație, să spunem, castelul ăsta aici, exact în vârful dealului. Și asta înseamnă că nu putem să lăsăm pământul aici efectiv și mai ales nici nu arată frumos așa. Așa că o să facem ca un fel de zid, un fel de fortificații. Și de asta am luat o chiatra asta. Momentan o să vă holbați un pic la mine cum am să trag așa o linie pe aici. Am să fac un zid mare de chetruială de asta și apoi am să venim cu pietrele de cu cărămizile de piatră și o să facem detalii și aranjamente, nu aranjamente. Design, chestii de genul ăsta. Ok, o să vedeți că am la de 10 ori viteza cum am să fac eu zidul ăsta. Deci, sper că zidul ăsta n-a ieșit chiar atât de plat și de fals. În fals în sensul că pare așa la bloc, o zgândură aici, una încolo și gata. Am încercat să-l fac așa mai rotunjit în zona asta și n-am să-l lăs așa pentru că nu sunt ultimul cretin. Acum am să încep, de asta am topit eu piatra, ca să fac treaba de asta și sigur nu o să-mi ajungă nici pentru un sfert din zid. Pentru că am folosit nu știu câte stack-uri de piatră, pietruială. N-am să folosesc atât de multe cărămizi de piatră, dar totuși. Ia să vedem. Aici, la sfârșit, mi-am dat seama că nu vreau să termin zidul chiar așa într-o parte. Adică, efectiv, și aici să fie pământ. Așa că acum am realizat că trebuie să fac și curățenie aici. Acum că avem treaba asta făcută, ce am să fac eu acum? Am să mă duc sus. Acum
acolo rămas un cub de pământ sălbatic de când am tăiat muntele. Și de aici de sus, o să pun întâi niște pământ aici, ca să nu bată la ochi. Da, așa. Tot pare întunecată zona asta și mă gândesc că mi se pare că apune soarele. Luăm cărămizile în mână și îi dăm tata la mâncarea hat. Am pus pătratul ăsta de pietroială aici, cubul ăsta de pietroială aici, ca să marchez limita până unde mi-ajunge buful, adică treaba asta. Și ajunge exact până aici. Vedeți, dacă stau aici, ajunge la 5 secunde și apoi se întoarce la 8, deci se regenerează. Dacă merg aici, ajunge la 5 secunde, apoi 4, 3, 2 și nu mai merge. Gata, au dispărut, vedeți? Și nu știu dacă o să mă ajute cu ceva treaba asta, dar nu știu, am vrut eu să delimitez. Cum arată zidul? Poate vă întrebați, poate nu. Am pus treaba aia acolo ca să putem adăuga niște elemente de design sus. Și acum o să începem să adăugăm ca un fel de chestii de susținere, așa dacă pot să spun eu, pentru zidul nostru. Adică nu susținere, pentru că e un zid de piatră, nu are nevoie de chestii de susținere, dar trebuie să-i punem niște structură, totuși. Să tuflim niște structură în el. Să adăugăm puțină structură. Și am să le pun, să zicem... ar fi bine chiar să delimitez unde le pun. Aici, apoi aici. Și aici. Apoi aici. Oare fi prea des? Nu știu ce să zic. Adică... le punem așa. Aici. Aici nu o să punem nimic. Aici o să-l punem pe ăsta mai într-o parte. Apoi tuflim unul aici și unul aici, e numai bine. Unul aici și unul aici. Avem 4. Meh. Aș putea să pun unul aici și... Nu, lăsăm așa. Punem doar unul pe centru aici. Și apoi aici să ne mai bate în capul. Ia să vedem noi. Momentan ia să... De să pun aici. Și aici? Aici, da. Hai să mergem să ne culcăm. Să le punem aici la tochit. Pentru că... Mai mult ca sigur. O să rămânem fără cărămizi din astea. Tu stai acolo și tu. Acolo și toată lumea e fericită. Și mai am și perle la mine. Aici nu vă mai forțez să vă uitați la mine. Am să fac direct. Am să trec direct după ce am terminat totul. Flăcăi, acum vine partea aproape cea mai nașpa. Cred că e cea mai nașpa, fără aproape. Stați așa să mă duc aici pentru că... Motive. Da, deja am rămas fără cărămizi. Ce surpriză. Mă duc să mai culeg niște cărămizi de acolo, din alea care le-am pus la topit. Și sper că am să reușesc să fac o treabă decentă terminând zidul ăsta. Bine, nu terminăm chiar acum, mai avem de făcut chestii sus. Da, să lăsăm trâncăneala asta, inutilă. Treci tu aici. Și matale și toată treaba asta. Așa. Transformăm în de-astea. Și mai facem niște scări. Și mai facem niște scări. Nu știu. Vedem. Și punem în mână astea două. Cred. Dar nu știu. Să folosesc doar, stați așa, ce chestie, sună telefon. Și ghiciți cine este. Da, băieți, o mică pauză publicitară și ne întoarcem imediat. Și ne-am întors. Unde eram?
Făceam treaba asta, da. Oh, o să intrăm acum în decorații și cred că, în primul rând, am să fac ceva de genul ăsta. Am să trântesc aici așa ceva. Și apoi trântesc o scară aici. Și atunci, acum când am să pun, stați așa. Acum când am să pun și scara asta, sper să arate mai decent. Cred că asta lipsea. Am pus aici scările astea. Și acum să încerc să pun asta așa, să văd cum arată. Nu știu, momentan nu sunt cel mai mare fan al chestii astea. Dar dacă aș face eu ceva de genul ăsta. Încă stau aici în încercări. Nope, așa arată parcă ar fi acolo un fel de capsule. Nu-mi place. Nu știu ce să zic. Probabil e din cauza că poate ar trebui să fac ceva de genul ăsta. Și acolo sus. Da, cred că asta ar fi o idee chiar aproape relativ bună. Am pus și treaba aia acolo sus. Acum parcă mai arată ceva. Și ce trebuie să mai facem acum este să găsim partea care spuneam eu că e cea mai nașpa. Să găsim așa un fel de design pentru spațiile astea pe care le-am stat aici, le-am stat intenționat, ca să am loc să fac câte, nu știu, ceva. Așa că luăm chestiile astea în mână. Ghiciți, îmi sună telefonul, pauză. Dubioasă treaba asta, atunci când stau pur și simplu, nu mă sună nimeni cu zilele. Acum când vreau să înregistrez ceva, bineînțeles, trebuie să mă sune tot neamul. Și să-i dăm bice. Să vedem ce vreau eu să fac aici. Acolo sus am făcut un fel de ceva, un fel de două feluri, dar... să fac ceva de genul ăsta și aici, ceva... Asta așa în mijloc, dar nu știu, parcă arată, parcă ar fi un căcat. Trebuie să mă gândesc la un design aici. Ia să vedem noi. Am să caut eu acum ceva, am să-mi bat capul și am să scot eu un design pe aici. Și tada! Am găsit ceva. Am stat aici și am lucrat o grămadă și cu chestia asta am ieșit, chiar dacă pare așa încărcată, chiar asta căutam, căutam o chestie să fie așa cât mai detaliată, cât mai încărcată cu toate chestiile. Și acum am să repet chestia asta, vreau să mă adaug o pată de culoare aici pe centru, undeva prin zona asta, așa în spațiile astea goale de acolo. Dar nu se potrivea nimic, am încercat cu lână albă, cu lână neagră, cu alte chestii, nu mergea treaba. Am să pun treaba asta prin toate locurile unde am spațiu de asta de 3 cuburi între coloane. Și am să pun și scările astea aici pentru că arată mai bine acum. Odată ce am terminat de făcut de umplut zona asta, acum arată mai bine cu tot cu scara asta aici. Așa că am să o tuflez peste tot. Și mai am zone, uite cum ar fi zona asta, unde sunt doar două cuburi spațiu sau cum ar fi zona asta unde e ceva mai și mai nașpa. Aici, nu știu, ori le lăs așa, ori le găsesc eu ceva provizoriu așa, adică nu provizoriu, ceva doar să fie acolo. Și după aia vă găsesc cu zidul complet și gata. Bine, flăcăi, pa, pa! Adică, nu pa, pa, luăm o pauză, ne vedem când termin chestia asta. Ah, gata, flăcăi! Hai să vedem cum arată treaba asta, cum a ieșit. Ce satisfăcător. O să arate mult, mult mai bine atunci când o să amenajăm toată treaba asta, doar nu o să lăsăm așa efectiv piatră pe aici, nu știu, să... Ceva tot fac eu aici, nu știu exact ce, dar sigur fac ceva ca să arate mai frumos. Și am făcut până și aici în capăt și așa. Și cam asta e episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și distribuiți clipul dacă v-a plăcut chiar foarte mult, presupun. Distribuiți clipul oricum. Eu v-am stat plăcut, mă duc să mă odihnesc un pic, că am lucrat aici câteva ore bune la ratul ăsta de zid. Și pa, pa!